Elevii care au venit la bibliotecă au învățat să modeleze hârtia creponată și să dea naștere unei sorcove, simbolul belșugului pentru noul an. Am venit pentru a face sorcove. Ne trebuie hârtie creponată, ne trebuie sârme și un băț. Ca să putem face sorcova. Dar tu de unde ai învățat? De la mama. De la mama am învățat să fac bobocei prima dată. Este greu, necesită o tehnică aparte. Da, e simplu, dar la un moment dat, prima oară o să ți se pară puțin greu, dar apoi te obișnuiești și e chiar frumos. E chiar foarte frumos. M-a învățat o colegă care se pricepe și am înțeles că și ea ar fi învățat de la cineva mai în vârstă care face. Și este greu, este dificil? E destul de dificil, dar ne place și așa că confecționăm. Necesită foarte mult răbdare, migală. Da, răbdare și migală mai ales. Care este tehnica de lucru? Nu este neapărat o tehnică, dar este foarte ușor. Trebuie să... Este nevoie de foarte multă imaginație în primul rând. Da. Răbdare. Da, și să știi să combini culorile. Elevii au fost supravegheați, dar și ajutați de către bibliotecari. Biblioteca Județeană Mehedinți, împreună cu Școala Constantin Negreanu, desfășoară astăzi un atelier de fabricat sorcove. Este pentru prima dată când facem acest lucru, dar avem deja o elevă care putem spune că este trainer, deoarece știe deja să fabrice aceste sorcove și își învață colegii și pe noi, bibliotecarii, pentru că am făcut și noi floricele pentru sorcove. Angajații Bibliotecii Județene, împreună cu școlile partenere, cei care au fost alături pe parcursul acestui an, organizează o serie de manifestări în toate secțiile bibliotecii. Manifestări dedicate atât obiceiurilor cât și tradițiilor poporului român. Și cu această ocazie țin să le urez un călduros și sincer la mulți ani atât mehedințenilor cât și colaboratorilor noștri. Toți elevii sunt așteptați să ia parte la activitățile organizate în prag de sărbători în cadrul secțiilor Bibliotecii Județene IG Bibicescu.